Bună, dragii mei, am revenit cu un video, mai bine spus, cu un bonus pentru luna februarie 2024 pentru toate semnele zodiacale. Dragii mei, luna februarie este o lună cu multă acțiune. Vă invit să beneficiați de dinamismul planetelor și să vedeți ce luați bun din această lună. 11, 12, 13 februarie 2024 sunt zile extrem de intense pentru zodiacul indian. Sunt considerate zile de karmă intensă, cu un mesaj clar de pus în practică. Să începem cu berbecul. Februarie pentru berbeci. Este o lună în care să pui accent, drag berbec, pe partea de comunicare, în mod special la locul de muncă. Să ai grijă ca situațiile să nu escaladeze, să gestionezi conflictele sau opozițiile pentru ca lucrurile să fie în favoarea ta și să beneficiezi de apreciere spre finalul lunii februarie. Aspectele astrologice te vor ghida pozitiv spre educație și inițiere acolo unde ai nevoie. E o lună bună pentru a învăța ceva nou și de a frâna impulsivitatea. Scopul profesional să fie orientat spre creștere, pentru că ai susținere frumoasă. Taur, o lună în care să fii atent la mesajele care vin spre tine, deoarece sunt din partea destinului tău. Cel mai probabil vor veni prin persoane masculine și vor fi idei pe care tu să le treci prin filtrul propriu, să te gândești la subtilități legate de relații și parteneriate pe termen lung. Sunt oportunități legate de carieră, însă e nevoie de schimbare, de viziune puțin. O actualizare pe care trebuie să o faci în această lună februarie. Vei vedea în timp că această lună a fost de fapt una în care destinul ți-a vorbit prin oameni aleși. Gemeni, o lună în care să înveți să lași dorința de control deoparte. Sunt multe evenimente neașteptate care pot veni spre tine în această lună. Fii deschis la transformare și nu opune prea multă rezistență. Negociază, elevează puterea de a gestiona evenimentele pe care tu nu le poți controla. Gândește-te la tot ce moștenești în familia ta și fii recunoscător. Investește în tine, lucrează cu anxietățile legate de partea financiară. O lună în care e posibil să ai mai multe situații care nu îți convin, însă lumina pe care o obții va fi de neprețuit. Rac, o lună în care atenția ta se îndreaptă spre partener. S-ar putea să aibă nevoie de susținerea ta mai mult decât orice. Îmbrățișează toate situațiile care vin spre tine și nu te gândi la negativitate. Încearcă să ai mintea cât mai clară pentru a vedea toate situațiile de la locul de muncă.
pentru că unele vor fi ascunse sau mai puțin etice. Decantează încet ceea ce se întâmplă, iar spre finalul lunii februarie vei începe să vezi exact ceea ce ai de făcut concret. Finalul de lună va fi mai puțin agitat și vei putea lua deciziile cu mintea mai clară. Leu, o lună cu multă muncă și multă disciplină. Ceea ce se întâmplă în februarie este pentru a-ți reasigura securitatea, încrederea, puterea de a trece peste obstacole. O lună în care situațiile te vor duce spre realitatea concretă pentru a vedea tot ce se întâmplă bun în viața ta. Dorești recunoaștere, însă luna asta va fi despre dozarea efortului și despre puterea ta de a delega sarcinile. Partenerul îți oferă susținere și ține de tine dacă vezi binecuvântările de care ai parte. Fecioara, o lună cu multe schimbări și multe planuri pe care să începi să le pui în practică la modul concret. Ceea ce plănuiești deja de câteva luni vei începe să vezi că se concretizează în această lună. Ai susținere, ești plin de idei și vrei să avansezi. Te gândești mult, dar totuși simți că luna asta e momentul de acțiune. O lună pentru a începe să construiești altfel viitorul. Dacă studiezi, începi să culegi roade și asta îți dă o anumită mulțumire sau siguranță că ai un backup oricând. O lună pozitivă în care să îți iei anumite riscuri pentru viitorul tău. Balanța. O lună în care accentul îl pui pe liniștea personală, pe casă, pe echilibru și ascultarea dorințelor sufletului tău. O lună favorabilă și pentru călătorii, noutăți, achiziții de orice fel. Planifică achizițiile mari începând de luna asta. Cauți oameni alături de care să faci anumite alianțe și e o perioadă în care vrei să pui mai mult accent pe hobby-uri, pe ceea ce îți face cu adevărat plăcere și îți oferă conexiuni echilibrate. Cumva simți o anumită detașare de locul de muncă și vrei să trăiești mai mult în relațiile de prietenie, de iubire, de familie și așa mai departe. Ai nevoie de perioada asta. Bucură-te de ea, dragă balanță! Scorpion. O lună în care curajul este tema principală, să duci atenția spre asta. Curaj, valoare, proiecte noi, pentru că planeta Marte te susține într-un mare fel în următoarea lună și jumătate. Ceea ce nu ai realizat în ultimii aproape 2 ani este de pornit din această lună februarie. Canalizează energia acolo unde simți că ai ceva mai mare nevoie de acțiune. Este una din lunile din acest an cu o mare, mare putere de evoluție, însă e de acționa concret pentru a-ți susține potențialul. Efectul îl vei simți în carieră aproape imediat. Protejează acolo unde simți că este nevoie de tine. Săgetător. O lună în care să pui accentul pe partea financiară și să lucrezi activ la aceste aspecte.
grija la felul în care comunici în această lună și încearcă să nu uiți de empatie. Educația financiară, educația pentru evoluția ta profesională, două lucruri care vor merge mână în mână excelent în această lună. Fii curajos și imaginează-ți că luna februarie este pentru a te duce în locul potrivit. Mesaje interesante poți primi de la femeile din viața ta. Poate vrei să faci un curs, un mentorat în zona asta. E o lună foarte bună pentru tine, drag săgetător, pentru a obține ghidaj potrivit. Capricorn, începe o perioadă excelentă de evoluție. Pune accent pe acțiune, pe strategie, evoluție. Planeta Marte începe un ciclu nou pentru tine și atenția este spre evoluția ta. Ești tu în raport cu ceilalți. Fie că vorbim de relații personale, fie că vorbim de locul de muncă. E o lună care dă, poate veni și cu durere de cap, lipsa de claritate, prea multă presiune. Însă, după ce înțelegi mesajul astrelor, înțelegi de ce vine această lună așa pentru tine. O lună intensă, dar deosebită. Ești protejat, drag Capricorn, și ghidat de o mare putere luminoasă. Vărsător, o lună în care simți nevoia să fii izolat. Simți că ai pierdut unele lucruri, faze, persoane chiar, situații, ocazii. Simți nevoia să te bagi în carapacea ta și să te reorganizezi. E un timp potrivit pentru a investi în liniștea ta și să te organizezi în acest sens. Dacă nu ai făcut un astfel de lucru, de organizare, să-i spun, în ultima perioadă, luna asta, așa cum spuneam, e ideală. La fel, implicarea în cazuri sociale, voluntariat, meditații, pelerinaje și multe altele. O lună de reorganizare și pur și simplu ia-o ca atare. Nu pierzi nimic. Dacă e mai multă liniște decât de obicei, ai nevoie. Dar evoluția în zona spirituală și a conștientizărilor va fi foarte mare, drag vărsător, în luna februarie. Am ajuns și la ultimul semn zodiacal, Pești. Februarie vine cu multe idei și soluții. Ești într-un proces lung de reidentificare și în această lună simți că soluțiile încep să prindă un anumit contur. Încep anumite concretizări pe termen lung, niște planuri sau investiții pe termen lung sau sunt pe masă, cum să spun așa. Abundența vine spre tine tot mai mult în această perioadă, o perioadă frumoasă, cu mult câștig pe termen lung. Desigur, nu mă refer doar la material. Aspectele le vei simți pe toate planurile. Destinul este în favoarea ta în această perioadă. Deschide-te, drag Pește, cât mai mult pentru a primi soluții noi. Cam atât, dragii mei, vă mulțumesc și vă doresc o lună cu multă activitate și multă sănătate. La revedere!